Neantul spațiului este una dintre ultimele frontiere de neexplicat pentru rasa umană. Odată cu acesta, au apărut și un număr mare de probleme și anomalii cosmice pe care nici cei mai buni experți în domeniu nu le pot explica. Atunci când recrutează astronauți pentru a începe o nouă misiune în gravitația zero a spațiului, Administrația Națională Aeronautică și Spațială, adică NASA, ia în calcul o cantitate largă de variabile pentru a asigura siguranța și longevitatea misiunii și a astronauților. Odată cu continuarea cercetărilor spațiale de-a lungul mai multor decenii, astronauții au avut întotdeauna sarcina de a conduce misiunile științifice din spațiu și au continuat cercetările supuși efectelor izolării. Au fost făcute studii ample ale comportamentului uman pentru a înțelege mai bine ce trebuie să suporte astronauții în mediul vidului spațial. Ei au executat o mulțime de misiuni pe Stația Spațială Internațională. Dacă ne întoarcem cu câțiva ani în urmă, cercetătorii de la bordul stației spațiale au putut afla că schimbările gravitaționale au efecte negative nu numai asupra astronauților. Atunci când NASA a efectuat cercetări cu privire la prezența salmonelei în spațiu, oamenii de știință au descoperit că din diverse motive acea bacterie devine mult mai periculoasă după un zbor spațial. Având în vedere faptul că a crescut fără nicio restricție în mediul antigravitațional, bacteria a devenit mult mai periculoasă din orice punct de vedere, chiar și atunci când a fost comparată cu aceeași bacterie de pe Pământ. Multe alte tulpini de bacterii și virusuri au demonstrat un comportament înfricoșător, astfel a devenit obligatoriu ca toți astronauții să fie supuși unei expertize medicale complete pentru a identifica bacteriile și virusurile. Această acțiune previne dezvoltarea accidentală a bacteriilor în mediul stației spațiale. Asta înseamnă că oamenii de acolo depun foarte multe eforturi în această privință. Astronauții pot fi victimele unor boli și afecțiuni medicale mult mai agresive atunci când se află la bordul stației spațiale internaționale, de aceea sunt supuși unei expertize medicale periodice. Cu toate că aceste descoperiri sunt interesante, mai sunt evenimente neexplicabile pe care astronauții le-au raportat și care au atras atenția publicului. De exemplu, relatarea medicului american și astronaut NASA, Story Musgrave, care detaliază o creatură ciudată în exteriorul navei sale pe parcursul a două misiuni spațiale efectuate de unul singur. Însă, cu toate acestea, el a declarat că priveliștea pe care a văzut-o nu reprezintă dovada existenței ființelor extraterestre și nu avem de-a face cu o navă spațială extraterestră. Potrivit astronautului, în timp ce era în mijlocul unei misiuni solo, acesta a descris că a observat o creatură ciudată de forma unui șarpe care îi urmărea nava. Mai târziu, în 1994, el a acordat un interviu în urma căruia a stabilit că acea creatură părea a fi un șarpe viu care se mișcă în spațiu urmărind nava sa spațială pentru destul de mult timp. El a spus că cel mai probabil creatura provenea de pe Pământ și a ajuns în atmosfera superioară a planetei noastre din întâmplare. Doctorul Musgrave a declarat și că asemenea creaturi erau destul de comune în spațiu, iar de-a lungul celor două misiuni spațiale pe care le-a efectuat singur, era obișnuit ca un șarpe să urmărească nava spațială în care se afla. El ar fi prezentat de asemenea un material video a cursei spațiale care demonstrează că acea creatură se aseamănă foarte mult cu făpturile de pe Pământ. Doctorul a pretins că până în prezent nu este sigur ce ar fi putut fi cu exactitate creatura pe care a întâlnit-o și că nu are nicio explicație rațională pentru cele văzute. O altă poveste vine de la majorul Gordon Cooper, unul dintre cei mai influenți eroi americani din anii 50, personajul cheie care a ajutat la localizarea unui număr important de locații nucleare din întreaga lume. El a făcut parte dintr-o serie de misiuni spațiale secrete care presupunea folosirea tehnologiilor extrem de avansate pentru a localiza puncte de interes geopolitic ale inamicilor Statelor Unite americane. Însă este destul de interesant atunci când oficialii au decis să-l trimită pe Cooper într-o misiune de unul singur, misiune care presupune efectuarea a 22 de orbite în jurul Pământului. În timpul acestei misiuni, el a susținut că a observat un obiect strălucitor care la prima vedere emitea o lumină verde puternică ce se apropia ușor de nava spațială pilotată de acesta. În plus, obiectul care se apropia de Cooper a fost recepționat și de stațiile de urmărire de la sol localizate în Australia, care au confirmat întâlnirea avută de pilot.
Această întâlnire l-a determinat pe astronaut să efectueze o misiune lungă de 2 zile în care trebuia să analizeze dovezile vizitelor extraterestre pe planeta noastră. În urma descoperirilor făcute, pilotul a ținut un discurs pentru Organizația Națiunilor Unite, în cadrul căreia a descris o întâlnire cu o navă extraterestră, în urma căreia a adunat dovezi ale aeronavelor anormale întâlnite. El a menționat următoarele: am văzut cu ochii mei cum o suprafață de pământ a fost acaparată de flăcări, iar în urma obiectelor zburătoare neidentificate au fost lăsate 4 forme distincte care arătau ca niște adâncituri în mijlocul câmpului. Apoi, din navă au ieșit mai multe ființe care păreau că studiază topografia. Aceștia au luat monstre din împrejurim, după care s-au întors de unde au venit, dispărând cu viteze uluitoare. Gordon Cooper avea să fie un personaj cheie în cadrul mișcării de conștientizare a extraterestrilor, care a declarat că descoperirile și studiile sale au fost secretizate de Guvernul Statelor Unite. Oficialii îl considerau pe pilot o amenințare la adresa securității naționale pentru că provoca panică printre cetățeni, în ciuda faptului că a servit guvernului american foarte mulți ani și a oferit asistență în timpul Războiului Rece. Oamenii au căutat dovezi ale existenței vieții extraterestre de-a lungul a foarte mulți ani. Avem multe agenții spațiale cunoscute care și-au făcut ca obiectiv descoperirea vieții în afara planetei noastre, însă până acum, potrivit acestora, nu avem nicio dovadă concretă care să ateste acest lucru. Însă avem unele semnale misterioase care au fost date de diferite personaje din lumea agențiilor spațiale. Recent, în cadrul proiectului de căutare a comunicațiilor extraterestre inteligente din univers, cunoscut sub numele de Breakthrough Listen Program, s-au descoperit 72 de izbucniri rapide de unde radio. În domeniul radioastronomiei, o izbucnire rapidă de undă radio reprezintă un fenomen astrofizic cu energie înaltă de origine necunoscută până în prezent. Cercetătorii din cadrul proiectului de căutare a comunicațiilor extraterestre inteligente au căutat sunete emise de extraterestri timp de ani de zile, însă până acum s-a dovedit a fi o sarcină destul de dificilă. Unul dintre motive este pentru că spațiul este foarte vast. Totuși, de-a lungul anilor au fost colectate o cantitate mare de date. Una dintre principalele probleme este interpretarea datelor colectate, de aceea oamenii de știință din cadrul proiectului s-au decis să folosească inteligența artificială pentru soluții de tip machine learning pentru a studia acele date. Inteligența artificială și computerele pot lucra mult mai rapid decât oamenii, iar acest lucru a făcut căutarea semnalelor sonore din spațiu mult mai ușoară. Izbucnirile rapide de unde radio au fost colectate de telescopul Green Bank. Oamenii de știință din fruntea proiectului au descoperit că semnalele sonore proveneau de undeva din afara galaxiei noastre, Calea Lactee. Însă ei nu știu care este sursa semnalelor, iar cercetătorii au declarat că dacă vor fi capabili să descifreze însemnătatea acestora, îi va ajuta foarte mult să înțeleagă ce produce aceste sunete. Explorarea spațială este extrem de importantă pentru existența noastră. Cu suficiente cunoștințe și tehnologie capabilă, putem călători prin spațiu, ceea ce ne-ar permite să trăim pe alte planete, iar cu siguranță ar reprezenta un pas uriaș pentru oameni. Alte lucruri importante sunt cunoștințele cercetărilor NASA cu privire la capacitatea acestora de a secvenția ADN-ul microbilor găsiți la bordul Stației Spațiale Internaționale. Sunt niște vești extraordinare, luând în considerare că este pentru prima dată când au fost identificate organisme vii la marginea atmosferei terestre. Mulțumită tehnologiei avansate, oamenii de știință sunt din ce în ce mai aproape să înțeleagă ce sunt aceste semnale cu adevărat, dar între timp nu ne putem întreba decât care sunt originile lor. O altă întâlnire bizară a fost cea a observațiilor misterioase făcute de cosmonauții din Uniunea Sovietică în timpul cursei pentru dominarea spațiului. Evenimentul supernatural a avut loc la foarte mare înălțime atunci când cosmonauții ruși au luat parte la una dintre cele mai bine finanțate misiuni spațiale ale programului spațial sovietic. Această experiență a fost mușamalizată de către oficialii sovietici, la fel ca experiența trăită de Cooper. În 1985, 6 astronauți ruși au afirmat că nava lor a fost urmărită de un nor mare format din gaz portocaliu care a apărut în spatele lor. Încercările de a scăpa de norul portocaliu au fost zadarnice, iar acesta le-a acaparat nava în cel mai scurt timp.
Astronauții de la bordul său au declarat că nava lor a fost consumată de un nor portocaliu și au fost martorii a ceea ce au declarat ei a fi 7 ființe angelice care pluteau în exteriorul navei spațiale și îi priveau prin hublouri. Conform unor detalii suplimentare, creaturile erau formate în întregime din lumină pură, aveau o aură deasupra capului cu o expresie zâmbitoare și o înălțime de 20 de metri, iar aripile lor erau enorme. Cosmonauții au spus că aripile acestora erau de dimensiunea avioanelor comerciale. Creaturile au plutit în exteriorul navetei spațiale timp de 10 minute înainte să dispară în norul portocaliu. Misterioasa întâlnire dintre astronauți și norul îngerilor rămâne neexplicată până în prezent. În urma acestor evenimente au ieșit la suprafață noi rapoarte oferite de alți astronauți și martori care susțineau că au văzut aceste creaturi misterioase în spațiu, precum și alte imagini similare făcute de diferite telescoape care prezintă același tip de nor portocaliu. Atunci când sunt studiate mai amănunțit, fotografiile par să captureze o înfățișare angelică, iar unii oameni au făcut imediat conexiunea între întâlnirea astronauților ruși cu acele creaturi și imaginile capturate. Totuși, oficialii NASA au declarat că aceste fotografii sunt nimic mai mult decât niște erori de procesare ale telescoapelor. Așadar, voi care credeți că este explicația acestor evenimente misterioase? Nu ezitați să ne spuneți părerea în comentarii, suntem foarte curioși și noi. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!